nu se vor întâlni niciodată, cum nu se pot întâlni niciodată victimele cu călăii, ca să celebreze împreună decapitarea. Ei și noi, două Românii, într-o încleștare dramatică. Ei, noi stăpâni care au depopulat țara ca să le fie mai lesne să o vândă. Noi, tot mai puțin și mai dezbinați. Dumnezeul lor este banul, crezul lor, furtul și minciuna, visul lor, al călăilor noștri, este o Românie fără Dumnezeu, o țară în care, parafrazând un mare clasic, totul să le fie permis. România lor nu este o țară, ci o cârdășie. România lor nu este o patrie, ci un cartel. Ei și noi, două Românii în derivă în anul centenarului Marii Uniri. Ei, partidocrația, cartelul politic care a decapitat România, i-a alungat sau marginalizat elitele, a pârjolit tot. Noi, tolerați în propria țară, zgribuliți într-o realitate alternativă, obligați să rezistăm. Nu există partide, există doar găști politice ascunse în dărătul unor sigle bune de ștampilat odată la 4 ani, organizate într-un cartel care își împarte puterea ca pe o pradă. Nu există doctrine. Nu există ideologii, nu există programe, ci un șuvoi de promisiuni mincinoase menit să ne nece și ultimul dram de rațiune. La fiecare scrutin electoral ne mână ca pe o turmă în strunga lor politică să alegem niște sigle, cărora să ne încredințăm soarta. Ce s-a petrecut în ultimii 28 de ani și cum am ajuns aici? O națiune poate fi distrusă în maximum 30 de ani, cam tot atâția ani cât sunt necesar să fie reconstruită. Pentru distrugerea României n-a fost nevoie să tragă nicio salvă de tun, n-a fost nevoie nici de așa numite războaie hibride. O caracatiță alcătuită din români a confiscat Revoluția și ne-a acaparat apoi în tentaculele sale. O caracatiță politică a declanșat exodul românilor, cel mai mare din istoria recentă după al sirienilor. Aceia însă fug de spaima morții ai noștri, de spaima vieții, de foame și lehamite. Ei, cei care alcătuiesc acum partidocrația deghizată în democrație, i-au îmbrobodit cu promisiuni electorale și sloganuri pe cei rămași acasă. I-au legat la ochi să nu vadă dezastrul. Rădăcina tuturor relelor, distrugerea sistemului de educație. Între primele decizii care parafrazează moral dezastrul, certificatele de revoluționar. Națiunea trebuie anesteziată repede, mituită, compromisă moral. Certificatele de revoluționar au fost prima expresie majoră a absurdului criminal. Patriotismul a fost tranzacționat și transformat în monedă de schimb ca să asigure și să plătească liniștea lor. Să asigure liniștea atât de necesară marelui jaf care a urmat. Niciodată în istoria unei națiuni cetățenilor nu li s-au eliberat certificate pentru că și-au iubit și apărat patria. Pașoptiștii n-au stat la coadă la certificate. Eroii războiului de independență de la 1877 nu s-au vândat pe redutele de la Plevna sau Vidin ca să-și ia certificate. A servi patria e un privilegiu, o datorie sfântă. Cocoțat pe toate nivelurile administrației, dornici să se valideze și intelectual, au pornit asediul sistemului de educație la vânătoare de diplome. Zăgazurile rigorii s-au rupt. Învățământul românesc de stat s-a transformat în fabrică de atestate și titluri universitare. Învățământul particular care, teoretic, conform modelului occidental, ar fi trebuit să fie fieful elitelor, s-a înființat când instituțiile școlare ale statului n-au mai privit să livreze pe bandă rulantă diplome pentru ștabi. Odată diplomele de bacalaureat sau de licență luate pe bandă rulantă și pentru că doctoratul constituia un criteriu esențial de promovare și bani frumoși în plus la leafă, nomenclaturiștii și securiștii de tip nou au dat buluc să-și ia doctorate. Cercul se închide. Doctoratele achiziționate atunci aduc astăzi bani grei la pensie. Ambițiile academice urmau abia mai târziu să se nască și să se perpetueze. Bomboanele pe coliva sistemului românesc de învățământ sunt proprii miniștri. Mulți dintre aceștia, umilința supremă la care ne-a supus clasa politică, sunt semi-analfabeți. Averile lor, încă o preocupare.
la începutul epocii așa numitului capitalism de cumetrie, care nu s-a încheiat până astăzi și nu se va încheia câtă vreme va mai rămâne ceva de furat. În paralel cu completarea studiilor, ei se preocupau obsesiv de parvenirea materială. După ce au confiscat politic România, un timp le-a fost pur și simplu frică să fure cât și-ar fi dorit. Au început cu găinării. S-au pus să-și ridice vile, un fel de mausolee de un chic luxurian. De la mobilarea vilelor și umplerea conturilor a pornit marele jaf. Japca privatizărilor a dezăvârșit dezastrul. Se spune că primele garnituri de demnitari din istoria post-revoluționară a României știau să fure cu fereală, să nu golească chiar toată visteria statului, ceea ce urmașilor lor, tot mai flămâni și mai primitivi, nu le-a mai reușit. Ce a rămas în toți anii aceștia și s-a perfecționat este inteligența managerială, care tradusă în limbajul lor înseamnă contracte cu statul. Ne-am bucurat văzând demnitari trimiși în pușcărie, fie chiar și printr-o selecție marcat politică. Apoi ne-am revoltat că, eliberați după câteva luni, și-au păstrat miliardele furate. Slabă consolare! Prezumția constituțională de cinste, rod otrăvit al prezumției de educație, rămâne păcatul originar al societății românești de după 90. Disprețul suprem al noilor îmbuibați, etalarea averilor, cei pe care îi spoliaseră, trebuiau umiliți până la capăt, trebuiau să aibă mereu în fața ochilor simbolurile puterii, vile, mausoleu, limuzine de sute de mii de euro conduse de beizadele care n-au citit în viața lor decât cartea mașinii, eventual o blondă siliconată și botoxată pe locul mortului, ceasuri de lux care lor nu le măsoară timpul, ci șmecheria, tălcind pe mâini obișnuite să intre până la cot în bugetul statului. Școlile lor au impus valorile lor, au inventat cuvinte noi, au întors semantica pe dos, născocind cuvintelor înțelesuri de-a dreptul paradoxale. Un singur exemplu, însă fundamental, substantivul șmecher. În România construită pe valorile lor, a fi șmecher este idealul și elogiul suprem. Mari șmecheri fac afaceri cu statul. Șmecherii mai mărunți fac combinații. Școlile lor i-au specializat în nemuncă, minciună, excrocherie, impostură. Jocul copilăriei noastre, hoții și vardiștii, ar fi foarte greu de jucat în România de astăzi, pentru că hoții au devenit vardiști. Românii cinstiți sunt priviți ca niște neadaptați, ca niște persoane cu handicap și catalogați drept fraieri. Fraierii sunt îndopați cu promisiuni și, între scrutinurile electorale, cu furaje alimentare dubioase, importate de mir de pe unde. Modelul aspirațional a devenit șmecherul. De la adolescentul care copiază la BAC până la parlamentarul care chiulește de la muncă 3 din 5 zile, reușita în viață se măsoară în șmecherie. Despre aceștia se spune cu admirație că au tupeu. Obrăznicia e altă valoare, cheie în curriculum școlilor lor, curricula, cum spun loazele de profesori, cei făcuți pe pile politice sau așa cum în perioada stalinistă erau făcuți pe puncte. Valorile lor, propagate de școlile lor, au instituit în România dictatura mediocrității, au ruinat orice proiect de democrație imposibil fără meritocrație. Dinastiile politice sunt doar una dintre consecințele partidocrației, a dictaturii mediocrității. Formula mai mult anecdotică atunci când a fost inventată: copiii șefilor noștri vor fi șefii copiilor noștri, și-a găsit cinica, dureroasa concretizare. Părinții ajunși și-au tras după ei odrasele de demnități publice, după ce le-au ghituit cu diplome. Nu mai constituie o ciudățenie tânărul sau tânăra de 23-27 de ani care a absolvit câteva facultăți, de regulă cel puțin două, și-a cumpărat și un doctorat,
s-a fățuit eventual și prin Europa, de unde a mai agonisit niște aiba certificate și a fost propulsat sau propulsată direct în legislativ sau în Consiliul de Administrație al câtorva firme de stat sau consiliază vreun puternic al zilei. Valorile lor au fost mereu plimbate transpartinic, dreapta-stânga, poleite cu vorbe mari, însă solemnitatea sacră a actului de conducere s-a consumat mereu la nunți, botezuri, cumetrii și în special la șprițurile de sâmbătă seara. Acolo se pune țara la cale și se încing îndrăcite miuțe politice. Se trafichează influența, se cumpără clemența justiției și se vinde ce a mai rămas din România. Lipsa de educație naște monștri sociali, șterge trecutul, năruie prezentul și închide viitorul.